Salutare tuturor și bine v-am regăsit, dragilor, la un nou videoclip. Au trecut 3 zile de când am făcut soluția de drojdie. Reamintesc pe scurt rețeta: 4 plicuri de drojdie uscată de 7 grame fiecare, 10 litri de apă și 10 linguri de zahăr. Am amestecat, am acoperit astfel încât să nu împice insectele în interiorul soluției și am depozitat undeva în seră. Le-am pus, nu au fost temperaturi exagerat de ridicate ca să afecteze soluția. Bineînțeles, sera deschisă cu toate geamurile aerisite. În caz contrar, aș fi putut să las și afară, dar au fost ceva perioade cu bijelii și am preferat să fie undeva protejate. Au trecut 3 zile și acum am început deja fertilizarea. O parte din plantele am fertilizat, a mai rămas zona aceasta, urmând ca în zilele următoare să mai fac încă o dată soluție pentru celelalte care nu am reușit să le fertilizez, desigur. Reamintesc faptul că nu se fertilizează mai mult de 3, maxim 4 ori într-un sezon agricol și că este necesar o fertilizare fie înainte, fie după cu potasiu. Eu am folosit cenușa ca și aport de potasiu. De ce? Pentru că ciupercile, microorganismele, aceste drojdii le consumă mult din planta de potasiu și trebuie să venim noi suplimentar cu un aport de potasiu. Practic, ce fac aceste drojdii în sol? Favorizează absorpția nutrienților. Plantele absorb mai ușor nutrienții dacă folosim drojdiile în sol, pentru că stimulează activitatea microorganismelor benefice. Se poate folosi în funcție, bineînțeles, și cu ce ați mai fertilizat, dacă vă hotărâți să faceți. Mai diluat, mai puțin diluat, eu o să folosesc un litru, o cană de un litru, la 9 litri de apă, standard. Asta ca să nu fie nici prea diluată, dar nici prea concentrată, pentru că eu am mai fertilizat până acum și cu alte soluții, nu mă limitez doar la drojdie și nu vreau să fertilizez în exces, dar nici prea puțin. Așadar, trebuie un echilibru cumva. Și în funcție de nivelul de dezvoltare al plantelor, administrez soluția nutritivă la fiecare plantă în parte. Spre exemplu, eu acum o să adaug o jumătate de litru, așadar 500 ml, la roșiile pe care le am aici, pentru că deja primul etaj este legat, al doilea semi cam jumătate din ciorchine și consider că 500 de mililitri este suficient pentru o plantă cu 4-5 etaje deja formate. După care, bineînțeles, în momentul coacerii și când celelalte etaje vor fi și ele în creștere, legate și în creștere, atunci pot să folosesc un litru de substanță hrănitoare la o plantă. În caz contrar, dacă ar fi fost în fază de răsad, aș fi folosit un 200 ml, o căniță din aceea, la fiecare plantă în parte.